cu mare bucurie întotdeauna aștept această zi. Am foarte multe motive, dar cele mai importante sunt acelea că în această sală și în această zi se întâlnesc, zic eu, excluzându-ne pe noi, evident, cele mai luminate minți din orașul Șimleului. Și eu vă mulțumesc pentru aceasta. Am început în urmă cu nu mai știu câți ani, mai mulți ani, să primim elevii care reprezintă orașul Șimleu, Silvanie și județul Sălaj la faza națională olimpiadelor școlare și constat cu bucurie că, excluzând anul 2013, să 13 ani cu ghinion, în care am avut, dacă rețin, 22 de elevi calificați la Olimpiada Națională, lucrurile s-au îmbunătățit în fiecare an. Și deși la un moment dat credeam că în 2015 anul este cel mai bun, cu 35 de elevi calificați la faza națională, mă bucur să constat că de fapt anul 2016 este cel mai bun și în această sală ar trebui să se afle în acest moment 49 de elevi, doi care au premii duble, respectiv ar fi 43 de reprezentanți ai orașului Șimleu Silvanie la Olimpiadele Naționale. Eu știu foarte bine, să știți că și eu am fost un elev studios, deși n-am fost niciodată la Olimpiada Națională, pentru că aveam unul pe care nu puteam să-l bat. Deci eram tot timpul în spatele lui. Deși mi-am dorit foarte mult, a fost o dorință mare, mare de-a mea și vă apreciez cu atât mai mult pentru că reușiți această performanță. Știu că în spatele acestor rezultate stau foarte multe ore de muncă. Și momente în care probabil colegii voștri sunt în alte locuri, în care se distrează, voi vă alocați din timpul, să știți, nu de distracție, ci din timpul vostru pentru a studia. Dar în același timp, experiența mi-a arătat că cei care au făcut acest lucru la momentul potrivit au reușit în viață. Cei care n-au avut timp și s-au gândit că este foarte bine să te distrezi în fiecare moment, când ești elev sau poate chiar student, că nu o să mai ai timp și nu o să mai prinzi anii ăștia, n-au reușit întotdeauna. Deci voi aveți calea deschisă din acest punct de vedere și eu zic să vă țineți de ea, pentru că o să vă bucurați, voi și cei dragi vouă, de rezultatele pe care le așteptați cu siguranță și o să le aveți cu siguranță. În spatele muncii voastre știu că stau niște oameni, niște piloni, care vă ajută în fiecare moment. Părinții voștri care vă susțin și, nu în ultimul rând, profesorii voștri din a căror servă vă alimentați cunoștințele și vă puteți sprijini în momentul în care aveți o problemă care vi se pare puțin mai dificilă. Și cred că acestea sunt persoanele cărora trebuie să le mulțumiți cel mai mult. Eu vă mulțumesc încă o dată, vă spun că mă faceți mândru să fiu primarul vostru. În fiecare an mă bucur foarte mult de această sărbătoare. Așa cum am făcut și în anii trecuți, cei care vă veți întoarce cu premii sau mențiuni de la Națională, ne vom mai întâlni odată din punct de vedere al atenției noastre față de voi. Și eu sper să ne întâlnim cât mai mulți și la acea a doua etapă. Eu vă doresc mult succes. Sunt convins că unii dintre voi vor fi premiați, m-aș bucura să fie toți, dar sigur acest lucru este greu, pentru că știți, cei care ați mai fost, știți că competiția la nivel național este una foarte grea, în care se adună cei mai buni din țară. Încă o dată vă mulțumesc, mulțumesc din suflet profesorilor noștri, care de fiecare dată îi simt cum trăiesc bucurii alături de voi în aceste momente și îmi doresc și în anii viitori, că probabil o să mai rămân puțin pe aici, îmi doresc să mă mai întâlnesc cu dintre voi, cei care veți participa la Olimpiadă și în anul viitor. Știu că sunt dintre voi care sunt de clienți aici, știu că până acesta cred că e aici mai veche, cred că câte, vreo 7 sau câte? 7. Bun. Și eu cred că din fiecare experiență de aceasta, fiecare aveți câte ceva de învățat. Să nu vă supărați cei care sunteți poate la prima Olimpiadă și poate nu obțineți rezultatul pe care vi l-ați dori. V-am spus, etapa națională este o etapă deosebit de dificilă și
simplu fapt că ați ajuns acolo este o mare victorie pentru voi și pentru cei de acolo. O să începem cu premierea cu cei mai mici. O să vă rog pe fiecare dintre voi să veniți, să vă luați diploma, să vă opriți la domnul vice să faceți o semnătură. Da, sunt două persoane care se duc la o singură națională, bănuiesc, dar au câștigat două etape. În concluzie vor primi de două ori câte 300 de lei cât primiți fiecare acum, acele două persoane, și desemnat pentru suma de 600. De la școala gimnazială Silvania, se acordă diploma de excelență elevei Adrian Crina Adelina, de la școala Silvania, din clasa 8-a, pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei de Cultură Civică, calificare pentru faza națională, fiind pregătită de către doamna profesoară Duma Simona. Tot de la școala Silvania, eleva Fodorean Maria Magdalena, clasa 8-a, primul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de Cultură Civică, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoară Duma Simona. Tot de la școala Silvania, din clasa 8-a, primul întâi obținut de elevul Vasil Andrei Mihai, pentru premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de Fizică, calificare pentru faza națională, pregătit fiind de către doamna profesoară Ghile Marioana. Tot de la școala Silvania, din clasa 6-a, eleva Budea Lorena Maria, premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de Fizică, calificare pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoară Ghile Marioana. Din clasa 8-a de la școala Silvania, premiul întâi obținut la faza județeană Olimpiada de Religie Ortodoxă, calificare pentru faza națională pregătită fiind de către doamna profesoară Mandru Luminița, eleva Crișana Alexandra. Din clasa 8-a, premiul întâi la Olimpiada județeană Olimpiada de Religie Greco-Catolică, calificată pentru faza națională, calificat pentru faza națională pregătit fiind de către domnul profesor Mărincean Florin, elevul câmpian Sorin Alexandru. Tot din clasa 8-a, locul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de Religie Greco-Catolică, calificat pentru faza națională, pregătit de către domnul profesor Mărincean Florin, eleva Sandor Maria Elena. Gimnazială Batorii Ișman, clasa 6-a, premiul întâi obținut la Olimpiada Județeană de Educație Tehnologică, calificare pentru faza națională, pregătit fiind de către doamna profesoară Vida Ana Margareta, elevul Chis Ciongor. Trecem la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, clasa 11-a, premiul întâi, obțin la faza județeană a concursului de matematică aplicată Adolf Haimovici, calificat pentru faza națională, pregătit fiind de către doamna profesoară Brisca Adriana, elevul Rus Ruben. Clasa 12, premiul întâi obținut la faza județeană a Olimpiadei Școlare Tehnologie Informației, calificat pentru faza națională pregătit fiind de către doamna profesoră Mag Laura Ramona, elevul Torge Sebastian Robert.
Tot de la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, din clasa 11-E, premiul întâi obținut la faza județeană a Olimpiadei Școlare de Educație Tehnologică, fabricarea produselor din lemn, calificare pentru faza națională pregătit de către domnul profesor Moise Dumitru, elevul Noi David. Din clasa 11-F, premiul întâi obținut la etapa județeană a concursului național Alege este dreptul tău, calificare pentru faza națională, pregătit de către doamna profesoră Duma Simona și tot din a 11-F, aceeași persoană. Premiul întâi obținut la etapa județeană a concursului național de produse finale realizate în cadrul proiectelor europene Made for Europe, calificare pentru faza națională, pregătit fiind de către doamna profesoră Brăban Alina, elevul Berte Andrei. Nu. Nu, deci te duci la amândouă. Din clasa 11-B, domnișoara Bris Mădălina, premiul întâi obținut la etapa județeană a concursului național de produse finale realizate în cadrul proiectelor europene Made for Europe și calificare pentru faza națională, pregătit de către doamna profesoară Brăban Alina. Clasa 12-A de la Liceul Tehnologic Ioan Siancea. Premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de are curriculare, tehnologie, resurse umane și protecția mediului, tehnician veterinar, calificare pentru faza națională, pregătit de către un profesor Lorin Țotilo, elevul Trif Gabriel Florin. Tot de la Liceul Tehnologic Ion Osian, din clasa 11-A, premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei curriculare, tehnologie, resurse umane și protecția mediului, tehnician veterinar, calificat pentru faza națională, pregătit de către doamna profesoară Preda Gheorghina și domn profesor Lorin Țotilo, elevul domnul Coș Bolaș. De la Colegiul Național Simeon Bărnunțiu, din clasa 10-C, premiul întâi obținut la faza județeană Olimpiadei de limba română și calificare pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoară mureșană Anca Ioana, eleva Crișan Diana Ștefanina. Tot de la Colegiul Național Simeon Bănuțiu, din clasa 9-A, premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de limba latină, calificare pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoară Sârca Ioana Maria, eleva Roșan Andreea Livia. Clasa 10-A de la Colegiul Național Simeon Bărnunțiu, primul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de limba latină și calificare pentru faza națională, fiind pregătită de către doamna profesoară Sârca Ioana Maria, eleva Rus Gabriela. Din clasa 9-A, premiul 2 la etapa județeană Olimpiadă de limba latină, calificare pentru faza națională, fiind pregătită de către doamna profesoară Sârca Ioana Maria, eleva Tămaș Diana Paula. Național Simeon Bărnuțiu din clasa 10-A, primul întâi obținut la etapa județeană Olimpiade de limba franceză, calificare pentru faza națională fiind pregătită de către doamna profesoară Sârbe Camelia Elena, eleva Chiș Andra Dora.
Mi-e treaba să mă mulțumesc. Wow. Da, da. Domnișoara Pașca Elisa Ioana, de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, din clasa 12-a, când primul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadă de Cultură, calificare pentru faza națională, pregătită fiind de către domnul profesor Costelaș Ioan Cristian. De la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, din clasa 12-a, pentru premiul de obținut la etapa județeană Olimpiadei de Geografie, calificare pentru faza națională, fiind pregătit de către doamna profesoară Crăciun Claudia, elevul Trif Vlad Cristian. La Colegiul Național Simeon Bărnuțiu din clasa 10-a D, primul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de Biologie, calificare pentru faza națională, pregătit fiind de către un profesor Covaș Zoltan Jol, eleva Nodi Laura Beatriz. Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, clasa 12-a C, primul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei de Biologie, calificare pentru faza națională, pregătit fiind de către doamna profesoară Pașca Liliana, domnul Nosal Raul Ioan. Medicina, mă da. Și pe de 4, sau da, e 4. Din clasa 11-a C, domnișoara Moise Teofana Ionela, pentru premiul de obținut la etapa județeană Olimpiadei de Fizică, calificare pentru faza națională, pregătită fiind de către domnul profesor Butușina Florin. Primul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de Chimie, calificare pentru faza națională, pregătită fiind de către domnul profesor Bărba Mircea, și primul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei Interdisciplinare Științele Pământului, calificare pentru faza națională, pregătită fiind de către profesorii Crăciun Claudia, Bărba Mircea, Butușina Florin și Pașca Liliana, domnișoara Brăban Andra. Ce premiu întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de Matematică, calificare pentru faza națională, proiectă fiind de către doamna profesoară Haiduc Sorina Rodica, domnișoara Sârca Narcisa Teodor. Clasa 9F, premiul întâi obținut la etapa județeană a concursului de matematică aplicată Adolf Haimovic, calificare pentru faza națională, pregătit fiind de către profesoare Conde Maria, elevul Boșca Flaviu Constantin. Din clasa 10F, premiul întâi obținut la Olimpiada județeană a concursului de matematică aplicată Haimovici, calificare pentru faza națională fiind pregătită de către doamna profesoară Haiduc Sorina Rodica, eleva Cristuțiu Andreea Diana.
din clasa 11F, premiul întâi obținut la etapa județeană a concursului de matematică aplicată Haimovici, calificare pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoară Conde Maria, eleva Biriș Oana Narcisa. Din clasa 12F, premiul întâi obținut la etapa județeană a concursului de matematică Haimovici, calificare pentru faza națională, pregătire fiind de către domn profesor Crișan Teodor, domnișoara Pușcaș Florina Gărbire. Din clasa 10F, primul 2 obținut la etapa județeană a concursului de matematică aplicată Haimovici, calificare pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoară Haideg Sorina Rudica, leva Marcus Dora. Din clasa 12F, premiul 2 obținut la etapa județeană a concursului Haimovici, calificare pentru faza națională, pregătită fiind de către domnul profesor Crișan Teodor, eleva Bedinaș Ramona Florentin. Eu zic că cea mai bună secție din poli telecomunicație. Cu toate că m-am contrazis toată viața cu cei care spuneau că este calculatoare, dar comunicațiile sunt viitor. Din părerea mea, nu înseamnă că trebuie să fie cea mai bună. Elevul Varga Adrian Vasile, din clasa 10-a C, primul întâi obținut la etapa județeană a Universității de Tehnologie a Informației și Comunicațiilor, calificare pentru faza națională, pregătit fiind de către domnul profesor Butușina Florin și doamna profesoară Vasile Otilia. Din clasa 11-a C, primul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei de Tehnologie, Informații, Comunicațiilor, calificare pentru faza națională, pregătit fiind de către doamna profesoară Vasile Otilia, elevul George Cătălin Adelin. Clasa 9F, premiul întâi obținut la Olimpiada Județeană de Religie Ortodoxă, calificare pentru faza națională, pregătită fiind de către profesor Mirea Alin, eleva Sârca Andreea. Din clasa 11-a, primul întâi obținut la Olimpiada Județeană de Religie Cult Ortodox, calificare pentru faza națională, pregătit fiind de către domnul profesor Mirea Alin, eleva Repaș Andreea Denisa. Din clasa 12-a, premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei de Religie Ortodoxă, calificare pentru faza națională, fiind pregătită de către domn profesor Mirea Alin, eleva Sabo Florica Andreea. Clasa 10-a C. Premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiadei de Religie Greco-Catolică, calificare pentru faza națională, fiind pregătită de către domn profesor Mărincean Florin, Bugoiu Ioana Maria. În a 11-a A, premiul întâi la Olimpiada de religie greco-catolică, calificare pe faza națională, pregătită fiind de către domn profesor Mărincean Florin, eleva Mărincean Iulia Antonia.
din clasa 12F, premiul întâi obținut la Olimpiada Județeană de Religie Greco-Catolică, calificare pentru faza națională, proiecte fiind de către domnul profesor Marincean Florin, eleva Godea Ioana Maria. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru aceste rezultate deosebite pe care le-ați obținut la aceasta, nu știu, a treia fază, nu? După cea de pe localitate, nu, școală, localitate și județ. Și vreau să vă întoarceți cu premii cât mai multe de la faza națională, astfel încât să mai profitați o dată de bugetul local. O să doresc să stau de vorbă pe această temă cu directorii școlilor în legătură cu situațiile mai speciale care pot să beneficieze de anumite sume de bani. Situațiile mai speciale, adică venituri mai mici pentru elevii care primesc premii 1, 2 sau 3 la Olimpiadele Județene. Asta deja nu-i ține. Bun. Eu vă mulțumesc încă o dată și acum aștept să-mi spuneți și voi ceva. Nu să îmi spuneți că e minunat că vă adunăm aici, pentru că e minunat că faceți voi treabă bună. Asta e cel mai important lucru. Nu știu, poate Narcisa, care a fost de 7 ori și nu, la anul 100% nu mai invitată, poate fi aici. Mă gândesc că nu repesc asta nici mea, nu? Dacă doriți să spuneți câteva cuvinte din partea elevilor, a profesorilor, sigur că m-aș bucura. Poți să spun? Care doriți? Că ne-am dat aici, pentru că, din câte știu, nu se întâmplă în fiecare oraș, mai ales sumele sunt mai micuțe și este un ajutor pentru naționale, fiind săptămâna următoare pentru majoritatea, sunt bani de naționale. Eu vreau să le mulțumesc profesorilor, vreau să-i mulțumesc doamnei Hailuca aici prezentă, pentru că de 4 ani facem matematică împreună, ne pregătim. Și întotdeauna, poate au existat momente în care eu n-am avut încredere în mine, cum au avut domnii profesori și m-au împins în continuare, mi-au dat putere de muncă. Pot să le mulțumesc pe această cale și părinților, că au existat momente în care eu am avut mai multe încredere decât mine. Nu știu dacă și ceilalți colegi pățesc la fel, să aibă momente în care trec mai greu peste un rezultat nedorit sau neașteptat. Lor, în primul rând, vreau să le spun să nu vă lăsați niciodată dubori să spun de un asemenea moment, de o asemenea tentare, pentru că se întâmplă și veți fi mai puternici peste, după faza asta. Pe foarte mulți am văzut în fiecare an sau măcar de 2-3 ori. Sunt foarte fericită, am fost de prieteni de aici. Vreau să le urez succes. Sunt sigură că se vor întoarce cu premii, mulți dintre ei, și abia aștept să-i felicit pentru premii de atunci. Mulțumesc! În numele meu și numele colegilor mei de la Colegiul Național Simeon Bănuțiu, vreau să îmi exprim toată recunoștința și respectul pentru ceea ce faceți pentru noi, pentru faptul că ne motivați, oarecum prin acest lucru și prin susținerea și sprijinul pentru etapa națională. Aceste lucruri dobândite în urma meritelor noastre, este de apreciat faptul că ați ales să faceți acest lucru pentru noi și suntem extrem de recunoscători și dumneavoastră și profesorilor care ne motivați. Mulțumesc! Să vă mulțumesc pentru că an de an ne adunați aici și ne face să ne simțim apreciați. Aș dori să-i mulțumesc domnului meu profesor Dudușina Florin, fără de care nu aș fi ajuns până aici. De asemenea, țin să le mulțumesc tuturor profesorilor care sunt atât de îngăduitori și înțelegători cu noi olimpici. Recompensa dumneavoastră este atât morală, deoarece simțim că eforturile noastre chiar sunt apreciate și că tot ceea ce facem merită, dar și materială. Deoarece poate mulți nu realizează, dar să fii olimpic chiar costă. Toate acele drumuri până la excelență,
teacuri de caiete, poate litri de cerneală și sute de metri tratați în liniară. Noi suntem acei elevi care învățăm în timp ce alții dorm, care renunțăm la anumite plăceri pentru a ne atinge țelurile, dar pentru toți cei prezenți aici prevăd un viitor strălucitor datorită eforturilor făcute acum. Mie mi se spune des să nu mă uit înapoi, dar uneori aleg să fac acest lucru și vă recomand tuturor să faceți asta, deoarece acesta este singurul mod prin care putem realiza cât de mult am avansat. Uitându-ne înapoi, vedem cum am fost acum un an și cum suntem acum. Și spre bucuria mea, văd că orașul a prosperat, deoarece sunt mai mulți olimpici față de anul trecut. Vă mulțumesc mult încă o dată și vă urez tuturor succes pe mai departe și pe fericire. Este în fiecare an un moment cu totul special, această zi în care se face pledoarie pentru performanță. Este un moment extraordinar cu oameni frumoși, pentru că toți sunt adunați aici de un liant, de același liant, de aceeași plămadă, de aceeași textură. Sărbătorim astăzi performanța. Sărbătorim astăzi seriozitatea și de aceea și munca. Și de aceea voi vorbi astăzi despre elevi și despre profesori, despre ucenici și despre maestri. Despre legătura care este, care se creează între ei, despre pasiunea care îi leagă și această pasiune este, ca să folosesc un termen mai plastic, o comparație, această pasiune este ca un fir abia perceptibil, un fir de boragic între două aripi de înger. Suntem uniți de aceeași pasiune, maestri și ucenici. Se spune că nu este ucenic mai mare decât învățătorul, dar noi ca profesori ne dorim să creștem, să construim, să clădim oameni care să ne depășească. De aceea punem cu generozitate în sufletul elevilor noștri priceperea noastră, dragostea noastră, și de multe ori dorim să fim așa un fel de vitralii sau nu, să fim lumina care trece prin vitralii și dă frumusețe acelui chip pe care noi încercăm să îl plămădim, să-l creăm și să putem spune celorlalți că aceștia sunt oamenii de care România are nevoie. Și următorii 20 de ani cu siguranță vă aparțin. Voi sunteți cei care trebuie să stați ca Ștefan treji la hotare. Voi sunteți cei de care ne ancorăm speranțele. Voi sunteți elevii cu care ne mândrim. Și spun eu, astăzi aici este vârful icebergului, pentru că în Șimleu sunt mii de elevi, care performează sau care se străduiesc să se modeleze, se străduiesc să crească sub privirea noastră, zic eu, a maestrilor. De multe ori împărțim elevii sau olimpiadele sau performanțele între umaniști și realiști. A fost la matematică, sunt mai grozav decât cel de la română. Eu sunt artist. Tu ești tehnician, celălalt este sportiv, dar toate acestea sunt componente care fac parte din devenirea noastră ca oameni. Împărțim materiile între prima pagină a catalogului și cea de-a doua pagină. Lumea nu aparține doar inginerilor și acest teren al informației, după cum vedeți, este unul perisabil. Avem nevoie de poezie. Lumea poate trăi fără poezie, dar n-ar fi la fel de frumoasă. De aceea, entuziasmul se naște tocmai din această combinație între paradigmele care
ne călăuzesc viața. Și de aici se naște acel entuziasm, în limba greacă, entuziasm înseamnă Dumnezeu în noi. Poate de aceea acești copii au chipurile atât de frumoase, de luminoase, sunt plini de entuziasm. Pentru că, repet, viitorul vă aparține și noi chiar ne legăm speranțele că vom prospera prin voi și noi ca dascăli avem acolo o parte în sufletul vostru. Exact cum fiecare dintre noi, cât timp avem părinți, ne simțim copii, tot așa și noi profesorii, cât timp avem profesori care ne apreciază, măcar cu un zâmbet, ne simțim elevi. Și suntem mândri și trăim oarecum pentru a avea acest feedback de la dascălii noștri. L-aș cita pe Nichita Stănescu, care, mă rog, aș parafraza, Nichita Stănescu spunea că poetul, ca și soldatul, nu are viață personală. Pentru că fac oarecum trimitere la camarazii mei de front, la profesori, a spune că dascălul, ca și soldatul, nu are viață personală. Viața lui personală e pulbere și fum. Noi ne regăsim e praf și pulbere, mă scuzați. Noi ne regăsim în elevii noștri. Ne regăsim în ceea ce lăsăm în urma noastră. Să faci pledoarie pentru performanță într-o lume în care valorile sunt răsturnate este mare lucru. Chiar este lucru care merită subliniat, care merită consemnat. Și de aceea ziua de azi este o sărbătoare. Și eu repet acest lucru aproape în fiecare an. Pentru mine ziua aceasta este sinonimă cu o zi de sărbătoare. Am zis că suntem într-o criză de modele, într-o oarecare criză identitară și totuși noi vorbim de performanță. Dacă aș face apel la Blaga, la concepția lui despre spațiu mioritic, am putea fi definiți, cum cei de liceu știu deja, ca această sinusoidă, această alternanță, deal, vale, performanță, muncă, eșec, iar performanță. Și sinusoida aceasta ne caracterizează oarecum pe noi ca români, ne caracterizează pe noi cei care suntem în tranșee, suntem în linia întâi în tranșee și cred că important, esențial, este constanta și constanța vieții. Este, poate uneori e ușor să ajungi în vârf cu oarecare efort, dar este dificil, este greu să te menții acolo. Și la noblesse oblige, dacă ați ajuns în vârf, trebuie să vă mențineți. Uitați-vă cu cât drag ne uităm la voi, deci n-aveți cum să ne dezamăgiți. Acolo unde veți merge în săptămânile imediat următoare, să vă amintiți că noi chiar ne-am pus speranțe în în forțele voastre, în puterile noastre. Eu sunt bucuroasă că avem astfel de elevi, sunt bucuroasă că ei vor fi cei care vor mai împărți materiile între prima pagina catalogului, cea de-a doua pagina tehnicieni artiști, ei vor fi cei care vor împărți lumea în bine și bun. Vă urez succes! Felicitări camarazilor mei, tranșeele sunt largi, sunteți cei din linia întâi, la mai mare. Toate cele bune și succes! Distinsă asistență! Noi suntem astăzi aici pentru a reconfirma numele și renumele Colegiului Național Simion Bănuții. Pentru noi, profesorii, cel mai de preț dar
sunt elevii. Și dacă darurile pe care le primim sunt de o asemenea calitate, nu putem decât să fim mândri și fericiți. La noi, la școală, este împărțită în mod egal performanța între filiere și profile, profile și specializări. Avem, sigur că 26 nu împărțim exact la 3, cu 1 avem mai mult la matematică informatică decât la filologie sau la servicii. Sunt fericită pentru profilul servicii, pentru că cei calificați la Haimovici de pe primele locuri, la faza județeană, sunt toți de la Colegiul Național Simeon Bănuț. Nu pot decât să le mulțumesc colegilor mei, sunt 15 profesori care au astăzi elevi aici. 15 profesori înseamnă mult. Suntem un exemplu de bună practică pentru ceea ce înseamnă muncă de performanță, pentru performanță. Mă adresez elevilor, spunându-le că sunt mândră de ei și sunt mândră că sunt director la Colegiul Național Simeon Bănuț. Cu asemenea echipă și cu asemenea elevi, nu putem decât să fim mereu în frunte. Avem resurse, trebuie să știm să le exploatăm în continuare. Vă doresc succes tuturor celor calificați la faza națională și felicitări tuturor colegilor mei profesori. Nu pot să închei înainte de a mulțumi domnului primar pentru că sprijină performanța și mereu se gândește și la domeniul educației. Vă mulțumesc și succes! Pe elevii o să îi rugăm să se ducă să facă ce știu eu mai bine, adică să învețe. Nu înainte de a ne face o poză de grup, să avem o amintire.